Nu te aud. Acum? Da. Să-l cremastez pentru Viorel, în vârstă de 47 de ani. Așa, prima sesiune de curățare. Da. Punctele ca de obicei le-am discutat înainte și o să găsim pe parcurs cauzele lor ezoterice, ce le-a provocat, de la ce conexiuni provin. Așa. Da. Te întinzi, relaxează-te, iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Declarăm sesiunea deschisă, ne facem protecțiile pe noi, conexiunile și device-urile noastre și locația în care se desfășoară această sesiune. Da. Iar acum am să număr de la 1 la 3 și tu te vei conecta telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Viorel. 1, 2 și 3. Care din ele? Că sunt mai multe împărțite. Deci ne aflăm, da, ne aflăm într-o cameră și avem musafiri. Avem musafiri toată familia lui curățat. Da. Da? Este ca și cum stau... Este, da. Parcă ca locație este casa părintească, dar este adaptată la varianta la care și-ar fi dorit-o tot să fie, să arate. Da. Parcă este o masă așa mare de sărbătoare, cu lumânări așa frumos pe masă și bogată, așezată. Da? Și parcă scaunul lui era gol și el a intrat pe o ușă da, cu geam așa până la jumătate, cu o perdeluță și au spus, frate, bine ai venit și tu, pentru că te așteptam, că uite ce bine este să fii liber, spune. Și tu erai, da, ultimul, da? Da. Ce văd eu la el este că are compoziți, da? Uh-huh. Deci, în primul rând, una din părțile lui sufletești se află întrupată într-un alt corp, da? Uh-huh. Da. Deci este un oraș care se numește Fijel Mitsj, da, un loc, oraș, zic, da, eu, știi, da, pare destul de urban, da, e foarte frig, e foarte rece aici, da, și omul ăsta este mai mult singur și bea, este mult mai în vârstă decât corpul lui, da, pare a fi așa la vreo 70 de ani, da. Și se numește Zlondzik. Se apelează cu numele de Șlot. Așa îi se spune pe scurt. Da. Așa îl strigă cunoștințele. Pare aș fi pierdut toată familia, da? Și acest om a trecut... deci a fost... o chestie absurdă când și-a pierdut soția și cele două fiice. Era mic și a rămas așa toată viața supărat cum ar veni, da? Da. Și entitățile i-au luat atunci parcă l-au rupt bucăți, părți din suflet, da? Uh-huh. Are legătură și cu planul morților, are legătură și cu... Ce legătură are însă cu sufletul cel cu care lucrăm? Da. Pentru că, deci, partea sufletească a acelui om este cărpit cu un compozit de la clientul nostru, da? Clientul nostru, la rândul lui, a prins o parte din compozitul lui, da? Da. Se pare că ei, deci, ceea ce au în comun, da, este că au făcut parte
multe șiruri de încarnări din sistemul de compozitare, da? Deci au fost într-o fază în care ordinea mondială acestei dimensiuni a considerat ca niște suflete decăzute, da? Și că numai acea parte bună din ei aveau dreptul la încarnare, da? Așa, și doar că momentul când mama lui a rămas însărcinată, așa, deci el și-a exprimat dorința de a fi încarnat, așa, și i-au dat iarăși o parte, un compozit disponibil, da? Dar i-au spus să vină cu un fel de ghid pe lumea asta. Este legat de sistemul arhanghelilor, de portalul mamei cu care l-a adus aici, așa. Și s-a spus că dacă se va purta bine în această viață, la sfârșitul acestei vieți va avea toate bucățile de suflet înapoi, da? Și deci el vede cu groază că s-a dus de mijlocul vieții, cum ar veni. Pentru că, în genere, știi, suta de ani e considerată ca o medie generală, știi? Da, cine trăiește 100 de ani. Așa, și vede că tot lipsă este, da? Adică își dă seama că nu și-a îndeplinit dorința și poate nici misiunea pe lumea asta, da? Partea aceea de deprimare, de depresie pe care o are este și de la Schlott și mai este și de la, mai sunt și alt compozis, mai mititei, da? Este a unei femei a cărui gemeni a murit la naștere, da? Și jelește într-o dimensiune întunecată, da? Și cu asta a avut de-a face într-o viață, da? Așa. Mai este un compozit al unui sinucigaș, da? Care a reușit să moară un băiat care mergea mult pe bicicletă, așa îmi vine, știi? Dar a avut o depresie de mic copil, știi, da? Că tot împrăștiat era și el și a încercat să se sinucidă în nu știu câte feluri, până la urmă a reușit, da? Și deci el parcă are și o misiune să adune și să țină acești compoziți, să-i căptușească, cum ar veni în el, da? Astfel încât aici sunt vreo șase tipuri de compoziții, șase feluri de compoziții, plus partea lui centrală, așa, ceea ce îi dă un fel de înstrăinare de propria lui formă, da? Pentru că sufletul vine în corpul ăsta, învie corpul ăsta, da? Așa, deci el a refuzat să aducă de dincolo esențe, să servească de portal de trecere, da? Este ca și cum în jurul fenomenului de naștere ar fi un portal atât de direct încât aproape nu se poate verifica și aici se pot strecura multe odată cu nașterea. Probabil și de asta emeți sistemul ăsta a încarnărilor una după alta, pentru că își transferă de colo-colo în acest portal diversele bucăți până ajung cu totul. Da? Ca niște pasageri clandestini. Așa. Și deci acel suflet a refuzat să transporte pasagerii clandestini, astfel încât l-au aranjat așa cum trebuie, da? Și zice că a refuzat acest lucru pentru că de câte ori a transferat acești pasageri clandestini cu alte ocazii, ei s-au dovedit a fi foarte răicuroasă umană și a face diverse este și se simte vinovat, da? Astfel încât și-a asumat răspunderea cum ar veni, da? Deci trebuie practic să înțeleagă că ține acești compoziții, este ca și cum ar lipi, să spunem, diverse bucăți, știi, de la alte corpuri, de la altceva și este un fel de Frankenstein. Bine că el nu este un Frankenstein, el este cu șase câmpuri emoționale diferite care sunt prinse într-un câmp comun, da? Cu șase feluri de părți mentale diferite, da? Care sunt conectate la o rețea de minte comună care nu-i aparține și așa mai departe. Deci, ca și cum ar fi șase personalități într-una singură, dar
trei compozi sunt așa de mici și așa de slabi încât nu se manifestă practic în sfera lui ca personalitate, da? Da. Așa, și trebuie să înțeleagă că ăsta este corpul lui, da? Și că trebuie să vină tot în prezent, da? Și zice, dar nu fac rău de acolo, de unde retrag partea sufletească. Vă zic, haideți să analizăm. Deci, în primul rând, la șlot, da? Îi trimis compozitul înapoi, îl curezi de informația, da? Și spui că nu trebuie să ai de-a face cu partea lui sufletească, că el Da. are corpul lui, experiența lui, tu ai corpul tău, experiența ta, îi mulțumești pentru ce s-a făcut până acum și foaie verde, da? Da. Așa, da. Deci a făcut-o și zic că trimite, îi dau informații, știi, acelei femei care este prinsă între dimensiuni și jelește. Așa. Da. Zic, trimite partea sufletească și spune că asta a fost una din multiplele experiențe pe care le-a făcut, da? Și că acele suflete n-au murit cu adevărat, numai acele corpuri, da? Da. Și informații despre ceea ce numesc pământenii moarte, că e un construct aici, știi? Așa, și i-a trimis. Apoi, pe rând, la fiecare, da? Da. Să trimite înapoi, da? Și zic, acum începem, deci, purifici partea ta de suflet care a venit de la șlot, da? Da. Redă-i codurile de alipire, da? Așa. Bun, acum este mult ușor, să știi. A devenit 63, este dominant cum ar veni, Da. da? Să-și retragă, așa trebuie să operăm în această sesiune, asta este. Să-și retragă de peste tot, din toate timpurile, spațiile și locurile, rămășițele, da? Da. De pe la morminte, de peste tot. Dacă nu facem întregirea asta, nu are loc procesul de conștientizare, asta este, lucrăm altfel. Așa, și da, purifică, parcă le reprimește, ca și cum primești fii rătăcitori, așa ceva, știi? Da. Așa, și deci mai lipsește 3%, 2,3% și cred că sunt în niște clone, după cum le depistez, da? Da. Deci văd un bărbat care este identic cu el, da? Care aleargă, este un câmp aici, este o luptă, da? Da. Se bombardează, asta e pe linie din trecut, că sunt uniforme de la ca în al doilea război mondial. Slac. Da. Așa, și da, își retrage, spune că, zice, cumva linia asta este făcută ca o derivație a prezentului cu amintiri din trecutul lui, pentru că văd aceste amintiri stocate, da? Pe el alergând cu un câmp și, deci, văzând cum e mort tovară și, știi, răpuși de Da. obuze, de schiji, de asta, și ei țipă și sunt negri la față, sunt numai pământ și zvai din capul lor, da? Da. Bolnavi, în fine, și-a pierdut viața aici, da? Zic, vreau să te vezi morind, da? Uite, să vezi cum ești din corp. Să vezi cum treci dintr-un corp în altul, da? Da, și ce spune? Parcă imediat, deci, după această întrupare, s-a întâmplat cererea cu, așa, cu ca o buclă temporală, cererea lui de venire în asta, știi? În viața asta. Da. Format așa din compoziți cum era și cu trecere de entitate din coace și deci, da, mi-a spus, uite, privește amintirile astea ca și cum s-au întâmplat unui corp, unei forme ale tale care acum nu mai există, da, pentru că Da. tu ești altcineva în viața asta și de ce ai adus să pare că totuși n-a murit acolo, da? Este foarte, foarte grav rănit și este găsit într-un sfârșit și este salvat, dar este foarte afectat, da? Da.
adică de văzut nu mai vede bine, de auzit nu mai aude bine, nu se poate ține pe picioare și reabilitarea lui durează ani de zile. Este, în loc să fie un ajutor pentru familie, el se simte tot timpul ca o povară, știi? Da. Și abia după aia, dar el avea amintirea greșită în acea chestie că a murit acolo, dar n-a murit. Da? Și acum aș vede partea asta de viață, da? Adică ceea ce i-au răpit din buclă, partea asta de Da. amintiri, da? Faptul că el și-a dorit foarte mult să moară, așa, într-adevăr, știi? Deci l-au servit cu ceea ce a creat, cu ceea ce Da. și-a dorit el, cum ar veni, da? Și spune că partea aceea din el a continuat între liniile timpului și a spațiului să lupte și să treacă într-una prin durerea aceea și prin depresia că nu mai este util nici familiei, nici societății în forma în care a existat. Dar până la urmă cred că și-a luat singur viața, da? Da. Cumva, știi? Adică a încetat să mănânce, a devenit apatic, știi, ca și cum a plecat, a murit din timp ce trăia, știi? Așa că prea mult nu l-au mințit, știi? Deci când a murit era deja mort de mult timp, pe dinăuntru să spunem, da? Câte ființe nu trăiesc așa în dorul lelii, da? Și sunt puști și sufletele lor parcă de multă zduse din dimensiunea asta, că nu sunt. Da. Așa, și zice că el nu vrea să fie unul dintre ei, da? În schimb, acolo, deci de la moartea tatălui, da? Da. El, când și-a văzut părintele murind, a dezvoltat o frică mare, tare de tot, da? Adică s-a temut că acel tată, cu tot ceea ce a însemnat pentru viața lor, pentru copilăria lor plină de lipsuri și nu prea fericită, așa, zice că foarte mari, mari lipsuri n-au fost, dar n-a fost fericire, cum ar veni, da? N-a simțit iubire și zice că s-a temut că va pleca din viața asta și nu-l va ierta, da? Pentru că i s-a întâmplat în alte vieți să plece și să nu-l ierte și pe tată și să nu ierte nici pe ceilalți și a venit în viața următoare, cum ar veni plin de mânie și a tras, zice el, o sumedenie de entități. Zic, ce vorbești tu? Zic, programele astea sunt trasate de la început, de când tu vii, da? Și atunci, poate după necesități, îți modifică puțin tel, așa, programul. Dar dacă te uiți în carta încarnărilor tale, toate faptele astea sunt prescrise deja, da? Știi, și se uită, răsfoiește un ceaslov așa mare, tare, știi? Și vede că mai avea cel puțin 6-7 vieți, iar după aia ca și cum nu mai vede, că nu se știa ce se întâmplă. Da, și zice și apoi și următoarele vieți că tare pline de prosperitate și fericire erau, știi, adică zice într-un mod ironic și spune că atunci unde este dreptatea, justiția divină, cum ar veni, da? Și zice, ea se aplică numai în cazul nostru, a sufletelor, când ne încarnăm și pentru alții care colaborează cu ei, zice pe roze, zice, dar și sistemul ăsta de colaborare, spune, lasă-ți de aici și ele decad apoi fără suflet, cum am făcut și eu odată, zice. Și zic să înțeleg că tu ți-ai adus aminte cum ai intrat în sistemul de decădere de compozit. Și Ce spune? deci, uite, este o viață, este o comunitate iraniană, știi? Dar La ce fel de ființe se închină? la un fel de hahalah, la un fel de Allah, este monoteism totuși, da? Nu sunt mai mulți zei, așa văd. Este un singur zeu puternic, da? Și de ce se naște în comunitatea asta? Vreau să spun că seamănă mai mult cu viața
occidentală decât cu cea orientală, deși este Irlanda. Cred că apoi a suferit influențele Da, sau și aici, schimbările. da, sau aici este un fel de combinație de, deci ambele lumi există într-una singură cumva din timpurile astea. Și de se naște marea majoritate sunt foarte săraci. Da. Adică au pământ, au case din lut, nu prea există apă. Așa. Și deci este împotriva legii firii ca, virgulă, o comunitate umană să se așeze într-un loc unde nu se poate supraviețui, unde lipsește apa sau Da. lipsește căldura sau lipsește fertilitatea solului. Care Astea sunt sunt vitale absurde. pentru Da, supraviețuire. deci astea sunt absurde, da? Sunt împotriva firii. Nici animalele nu fac așa, da? Dar, aminte, omul care se pretinde a fi înzestrat cu un pic de conștiință în plus, să spunem, Da. da? Așa. Și, deci, văd că sunt toți foarte săraci, cu excepția câtorva, ca și acum, de fapt. Și ca și dintotdeauna, probabil, da? Da. Așa, și, deci, este foarte inteligent băiețașul ăsta, da? Da. Și plin de ambiții, da? El vrea să răzbată, vrea să-și depășească condiția și vrea să fie mai mult decât sunt predecesorii lui, familia lui. Da. Nu vrea să primească această etichetă de moștenire, de pauperitate, știi? De sărăcie, vrea să iasă din clasa lui, da? Astfel încât să știi că învață cum poate el acolo. Văd că paște niște capre ceva și are o tăbliță de lemn și va desenează pe pământ cu un băzba pe tăblița de lut, nu de lemn. Da. Așa și apoi dă cu mâna și o netezește și învață singur literele să citească și să scrie, știi? Și apoi când are în jur de 15 ani, fuge la spatele unui atelaj, fuge Da. în oraș, într-o așezare urbană, da? Și se acioază pe lângă casa unui bogat, da? Da. Și deci se prezintă, cere o slujbă, îi dă o slujbă de nimic, știi, la întreținerea casei și de astea, deci de dimineață până seară, 24 din 24, 7 zile pe săptămână, da? Și deci el nu cere simirie prea mare, dar își exprimă dorința de a învăța, da? Da. Știi, da? Deci îi atrage atenția patronului, omului ăsta de casă, știi? Adică, în genere, servitorii care îi pică și pe care îi exploatează vor bani, vor Da. mâncare, vor haine, așa că la cu altceva nu prea să aleg, știi? Așa, și deci băiețașul ăsta vrea să învețe, da? Și muncește ca un câine câțiva ani, știi? Vorba vine ca un câine, câinul prea muncește. Da. Așa. Deci muncește foarte așa și în același timp învață, parcă nici nu se odihnește, da? Și deci dascălul la care sunt niște copii mai mici și l-a dat patronul ăsta este uimit de ardoarea cu care învață el, da? Da. Și îi spune acelui om bogat să îl mai lese pe lângă el, să-și îl formeze, că va fi de ajutor. Da. Și deci, ușor, încet, el învață, studiază, nu se oprește de învățat, parcă face și niște studii profesionale de contabilitate, cum ar veni, da? Așa, da. Și când termină toată treaba asta, are în jur de 26-27 de ani, da? Deci timpul a trecut, cum ar veni, i-a trecut un pic timpul de însurătoare, da? A învățat manierele, știi, foarte în societate, nu zici că e din clasă de jos, știi? Da. Și deci omul ăsta îl place și zice, are o fică, are mai multe fiice, are cred că vreo 6, care măritate, care nemăritate, unele sunt promise și pe fetița asta are un umăr mai strâm mai decât umărul stâng, mai în jos, are un defect, da? Și Da.
cel căruia era promisă, că astea se promit din copilărie între familiile de bogătani, deci pare a ezita, o lua de soție, că nu-i convine, că nu s-a reparat umărul. Deși ăsta a dus-o pe la tot felul de vraci, da? Așa, și până la urmă ăla hotărăște să însoare cu alta și fata asta rămâne discreditată cu Marlene, că n-a fost dorită de ginerile, știi, prin alianță, prin rubin. Da. Și atunci taică-su se înfurieșă de nevastă la asta, dar îi spune să știi că eu o iubesc foarte mult, chiar dacă este fata mea, că este fata mea, chiar dacă este așa cum este, și te rog să nu-ți bagi joc de ea, să ai grijă de ea, da? Da. Așa, și să știi că el este foarte recunoscător. Așa ea nu este urâți, că e drăgălașă, da? Are defectul ăsta care o face un pic de formă, știi? Și să știi că o cinstește și o îngrijește, face copii cu ea, o ajută foarte mult, așa? Da. Și aici, deci prosperă în viața asta, da? Da. Așa, dar toată ambiția asta, tot ce l-a scos și l-a făcut să fugă, este influența unui demoniac. Da. Da? Este un demoniac al ambiției, înțelegi, peste măsură. Îi dă și putere și forță, da? Îl face să-și dorească alianța cu fata strâmbă, știi? Numai ca să răzbată, să, știi, să-și depășească condiția socială, știi? Adică da. Îl ține tare și bineînțeles că toate însoțirile astea au prețul lor, da? În fine, până la urmă, moare la o vârstă venerabilă, cam pe la 70 și ceva spre 80 de ani, are părul alb, știi, arată bine, când, înainte de a muri, nu după. Așa, și deci pare a fi fost o viață echilibrată la prima vedere, liniștită, da? Da? Când pleacă din corp, da? Este pur și simplu smulstărât de niște ființe mixte, da? Ca niște lei negri cumpliți și este dus în fața așa zisului creator, sub forma de Allah, da? Da. Și se spune că a încălcat toate legile posibile ale reîncarnării. Și cum așa, că am fost cinstit, am muncit, spune, păi, rolul tău în viața asta era nu ca să răzbați, așa, și să te duci dincolo de clasa asta, ci să fi fost sărac, spune. Așa trebuia să stai acolo în comunitatea ta și să nu fugi de acasă, da? Da. Și deci face semnă așa spre niște uși mari, e un fel de clădire energetică, așa cu niște uși de un alb lăptos, așa, știi? Și se deschid ușile alea și vin niște ființe ca niște soldați, niște some și îl aduc legat în lanțuri pe demonul care da. L-a învățat toate astea, da? Și spune și tu ai să fii pedepsit, spune, până la o eternitate, spune, să nu mai ieși din iad pentru că ai ajutat acest suflet să devină mai sus decât trebuia. Și tu ești pedepsit și pe amândoi vă leg unul de celălalt. Și când spune da. Asta, cum le ia la braț și în zona inimii. Da? Și spune, tot ce va pierde unul, va pierde și celălalt. Tot ce va simți unul, va simți și celălalt. Da? Da. Și aici zic, ia stop o leacă, da? Și zic, ia vezi tu cu atenție, zic, ăla are aparat emoțional. Și poate vede că nu are, că e diferit. Simte poate cald, rece sau știe, are vreun program care le face să deosebească, da? Da. Deci ceea ce este instinct primar, da? El are emoții? Zice nu. Și zic, și atunci cum ar fi egal, da? Dezghețând scena și spune acestui fals creator, de ce mă pedepsești cu cineva care nu este la nivelul meu de conștiință? Da. A, zice, vii din viitor, știi? Da, și de zice, unde eu te... Zice, da, de unde m-am deșteptat, da, și am văzut că a fost o înșelăciune, da? Și de aici, deci, intră în sistemul după chestia asta,
intră în sistemul de compozitare, da? În primul rând, deci, demonul acela trebuie să ispitească cât mai multe suflete, da? Să facă păcate, așa ca ele să fie decăzute și apoi reacceptate. Să existe acea umilință față de Dumnezeu, față de Allah, cine mai este și ăsta, că tot aia e. Până la urmă, toate drumurile duc la Roma. Așa, și deci se duce pe la femei însărcinate, da? Și le desea care, la care sarcina lor este o rușine, știi? Și le determină să avorteze, da? Da. Iar el este sufletul care se încarnează câte o bucățică în acei copii avortați, da? Și deci după fiecare pas de asta, este judecat că de ce a acceptat să intre în copil care știa că avortează. Deci cum mai dau tot rău, da? Dar el de fiecare dată are impresia că, vezi, deci e traumă după traumă, că n-a fost iubit, că n-a fost dorit de mamă, că n-a fost bun, că așa, știi? Și apoi ajunge în sistemul de încarnare simultană, știi? Adică mai multe corpuri, da? Mai multe corpuri odată, dintre care, deci, poate două, trei corpuri simultan cu aspecte, da? Și, deci, la un moment dat, unul dintre corpuri, sigur, moare în condiții ori suspecte, ori ceva brusc, ori accident și le umple cum ar veni de durere pe celelalte două, de durere și depresie, știi? Așa și... Deci, toată depresia asta este și în legătură pe care o are actualmente, da? Este în legătură și că mintea simte multă zădărnicie, multă tristețe în toate și este și efectul prezenței acestui demon, da? Da. De asta nu se simte el bine, da? El nu se poate umple full energie, 100% niciodată, pentru că energia lui se împrăștea că trebuia să întrețină. Tot ce este mai mic decât cumul total de suflet întreține cu energie compoziție, pentru că ei au energia slabă, da? Ca să țină într-un construct comun, să facă alipirea, da? Ar putea exista o metodă, îmi vine informația, ca din compoziție să se formeze ceva ca o nouă întreprindere, ca o nouă suflet, dar este nevoie de conștientizarea tuturor. Da. Adică el să continue să trăiască cu, să schimbe semnătura energetică la compoziție, da? Da. Dar întrucât sufletul lui s-a recuperat, noi am ales cea mai fericită cale, da? Și zice că abia acum se simte cald, da? Abia acum parcă simte că se poate duce să trăiască în corpul lui, da? Spune că nu vrea să mai aibă de-a face cu această creatură, spune. Bun, să-și retragă de la ea atunci tot ce are. Contracte, înțelegeri, promisiuni. Zice că nu l-a chemat în acea viață când era copil, dar cred că și în acea viață pusese ochii pe el, da? Da. De fapt, totul îi se trage cu mult mai înainte, da? Și deci îl văd tot așa, băiețel, este o comunitate mică așezată într-un loc pustiu, da? Deci, practic, ei sunt într-un fel de vale înconjurată de niște munți și munți, niște dealuri și dealurile astea dau la un moment dat în munți. Niște formațiuni așa parcă niște pereți până la cer de munte, știi? Par a fi inaccesibil, da? Și deci ei, copiii ăștia toată ziua au ocupație să găsească ce este comestibil, da? Adică niște rădăcini anume care se pot fierbe, se pot mânca, poate ouă de păsări sălbatice, sau poate animăluțe mici, rozătoare de alea, așa, de câmp și chestii de ăștia care se pot mânca, da? Și deci copilul ăsta se duce și păsesc și așa, ca o burtă în munte, înțelegi? Și parcă este vie, ca și cum ar fi o burtă de om care respiră. Și sau de... Și zice, păi asta întreabă și el, că ce este aici. Așa, și aud o voce, da? Și
scurt, asta îi răspunde și îi spune că eu sunt o zână care am făcut bine și am ajutat oamenii, comunitățile să prospere, să găsească mâncare, să fie mănoase recoltele lor și zice, demonii răi m-au închis aici pentru vecie, știi? Și deci el învață să sape până dă de o piatră așa triunghiulară șlefuită pe care sunt niște semne, da? Și dă sfaturi cum să facă un ritual, da? Și deci el, deci spune, dar promis că vei ajuta pe mine, comunitatea și că ne vei duce într-un loc unde este mănos și zice, ce fel de loc? Zice, vreau să nu fie așa de înalt ca aici și așa, să fie vremea blândă și să fie apă și pește. Așa, și pentru că în rătăcirile lor, la un moment dat, au mâncat pește și s-a părut a fi cel mai bun lucru din lume, știi? Așa, că ei aveau o alimentație foarte săracă, dat fiind condițiile vitrice, da? Și deci îi dă ca un fel de hartă din care lipsește ultima parte, da? Adică este desenată, dar ultima parte fără tucită, nu se vede. Și zice, în momentul când vei fi terminat ritualul, atunci eu o să luminez și ultima parte a hărții și voi vezi să găsi drumul, știi? Și deci el face ritualurile, nu e nevoie să descriu ritualurile, să vină în gână careva ceva, așa, care mai aude, cum mai sunt și deștea, așa, și deci în momentul când îl termină, pe ultima dată, deci al termina însemna picura, este niște foc, deci tăietură de aici, știi, sânge, dintr-o tăietură de aici, știi, aude un hoho și vede așa ca un fum mare și el este ca un jin și spune, muritor prost, spune, mai eliberat din temniță cu energia ta, tu o să fii al meu, știi? Și deci îi face așa, cu gheara, e foarte mare față de el, așa și parcă îi rupe din inima, din piept, știi? Și deci o frământă așa și o mănâncă, știi? Inima energetică, nu fizică. Așa, deci el este foarte speriat, așa și ajunge în comunitate, zace bolnav de la treaba asta multă vreme, dar are părinți, are familie și îl întreabă că de unde are harta aia, da? Și el nu spune adevărul, zice că a dormit pe lespede, pe piatră și de la asta i s-a tras ca răgit. Toată boala asta pe care a găsit-o spune pusă între două chestii ca două lemne înfipte și s-a dărâmat chiar în fața lui, probabil, deci el este privit ca un profet, pentru că ei urmează harta asta și chiar găsesc. Găsesc un loc la șes așa moale, știi? Și deci, într-adevăr, și pământul e bun de prelucrat, au pădurice, e sursă de lemn pentru case, da? Deci comunitatea prosperă, ceea ce nu le spune când vine sezonul furtunilor, că toată zona asta e inundabilă. Așa că doar nu era să facă bine la comunitate. Și deci vine sezonul, niște furtuni cumplite aici, știi? Inițial ca niște furtuni de vânt, așa, care scoală niște apă, așa, protocoale, știi? Și deci inundă toată. Marea puțin scapă. Și care scapă ca vai de ei, pentru că puțin după inundație dă înghesuri, se îmbolnăvește și mor. Astfel încât el are păcatul ăsta pe inima lui, știi, tot timpul, acest suflet cum ar veni, că a omorât toată comunitatea, da? De fapt, oricum ar fi fost și dincolo, tot ajungea să moară de inaniție, știi? Adică el a fost determinat și zice că prin modul ăsta, așa, deci de a-l învia și în tot ceea ce a spus în ritual, spune că el parcă s-a dat demonului, da? Și de asta a ajuns în halul ăsta, știi? Deci de aici se trag toate, da? Și că apoi a încercat să
să ducă vieți pe oase, să aibă credință nestrămutată în cealaltă parte a divinității, știi, cea așa zisă pozitivă, care salvează sufletele de asta, da? Dar da, că de fapt, că și pe unii zice, vede că și pe ceilalți îi interesează numai partea de profit, adică să tragă de suflet sau de corpul lui, într-un fel sau altul, spune. Zice, tot privind cumul experiențelor mele, spune, sincer, mă simt ca o șosetă, zice. Ca o șosetă pe care o încalză și o probează toți și se încălzesc acolo la picior și când se murdărește sau se găurește și nu mai este bună, da, zice, o aruncă și nu le pasă ce se întâmplă cu ea. Da. Da. Așa. Ia să-și facă o anulare, dacă tot am văzut cum s-au început viețile lui în ritualul și în religii. Să-și facă anularea tuturor ritualurilor de orice tip la care a participat, care au fost făcute de alții asupra lui. Ce scandal se iesc aici, zice demoniacul, demonul ăsta, zice, tu nu poți să anulezi și ritualul meu, spune, pentru că eu pierd și mă duc înapoi acolo, în stâng și zice, poate vor trece mii de ani până voi mai putea păcăli pe cineva ca să mă folosesc, să se facă el portal, să se pot veni în lumină. Așa, zice să te duci tu în lumină, știi? Așa, și zi, deci e replic, deci o să te duci când vrei să te încarci și când va trebui să pleci de tot, nu când te trimite el, știi? Așa, zice, este și cel recesiv, da? Deci îl văd efectiv toate influențele lui, asta vreau să redau, de pe toți oamenii, de pe tot ceea ce influențează, are zeci de suflete în contumacie, da? Și deci influența lui se retrage. Poate că rămân părțile, programele lui, da? Năravurile pe care le-a insuflat, da? Așa, dar el se retrage și este închis acolo. Și de fapt e acolo un fel de portal de trecere, știi? Era un fel de loc cu energie grea, blestemată, pentru că acolo în trecut s-au făcut foarte multe sacrificii de invocare, el a putut ieși pe acolo, știi? Și acum, deci asta vreau să descriu, cel puțin asta, da? Lasă că a venit un fel de ființă falsă de lumină și i-a luat așa ca și cum avea un fel de asta, de coroană cu un văl, da? Așa, și pentru că a treia încarnare de la asta încolo ar fi trebuit să fie în față, preoțească, da? Tu știi ce am văzut peste trei încarnări? Ce este? Am văzut că erau nu numai preoți de sex bărbătesc, ci erau și preotese la ortodoxi. Da. Deci femei preot, da? Așa, și vine virgine pure nemăritate. Mi-a venit, știi, să-l lăudau cu marfa lor. Da. Așa și, da. Ca la, precum la catolici și la alte credințe, da? Deci s-ar fi deschis aici, da? Da. Deci, stați liniștiți că nu vine marea ordine mondială din moment ce planul lui peste trei vieți, nu? Este logic, da? Există încă ortodoxismul, da? Undeva în părțile sârbe ar fi trebuit să se încarneze și am văzut pre o femeie, da? Da. Așa. Și, bun. Deci, a anulat toate ritualurile și urmările lor, așa. A dat vălul ăsta jos, că îl pregăteau, știi? Îl pregăteau cu două vieți înainte, îl țineau în programul lor, da? Da. Și a dat jos și verigheta energetică, parcă are arsuri și falanga lui este neagră până la os, da? Deci programul ăsta de cununie religioasă se duce până în oase, da? Da. Efectiv se scurge ca informație neagră în oase, da? De asta el trebuie să taie toate legăturile matrimoniale cu toate soțiile, nevestele,
soții, depinde din ce formă a fost, din toate viețile, timpurile, spațiile, locurile și între ele, da? Și Da. toate căsătorile astrale între vieți, dacă au existat, da, au existat. Și toate legăturile ombilicale cu toate mamele și copiii dintre vieți, Da. da? Și toate legăturile genetice și parentale cu toate neamurile, din diverse linii genetice, da? Da. Așa. Și care era cea mai mare influență în linia lui de genetică? De unde? De undeva, de, cred că linia lui genetică originală duce în Amazon și Irlanda, da? Nu știu de ce, deci văd comunitatea irlandeză apropiată de cea de Amazon, au niște gene comune, parcă același tip de entități au plantat și acolo Da. Și dincolo, da? Da. Nu știu de ce, el este un suflet de pe Vega. Ca proveniență. Da. De văd că a pornit într-o misiune, da, aici este contaminare deja de la misiune, aici sunt ambiții în joc, da? Da. Ambiția raselor, că sunt mai multe rase din părțile lor, așa, și bine că el are cele mai pure intenții, știi? Cine i-a trimis în misiune? Deci, adică este un lider cineva? Da, deci sunt lideri, sunt organizații da. intergalactice, cum ar veni și a spus că, da, el a plecat practic, deci, să de colo, colo, să învețe comunități mici ca să se organizeze, da? Și se organizează în cum ar veni în ierarhie, știi? Da. Așa, și la un moment dat, deci, intervin entitățile Nego în personalitatea lui, da? Și îl face să, într-o lume, într-o comunitate, să se declare el liderul, da? Da. Nu se învețe pe ceilalți să treacă de la ordinea tribală la cea de microsocietate, să spunem, și asta e un lucru forțat. Pentru că se intervine în evoluția naturală Da. a unor părți, a unor părți de civilizație, da? Adică de ce trebuiau ei să funcționeze după un construct hotărât în partea aia, la consiliile acelea, da? De asta se spune că Pleiade, Vega și le erau greși foarte mult. Da. Pentru că aici era portalul mare pe unde veneau din alte universuri. Și trebuia să aibă forme frumoase de manifestare, da? Da. Adică cât mai lipsite de atașamente și materiale, să spunem, da? Și deci ceilalți au atins cu contaminarea lor deja existentă, da? Deci vezi că tot ce a fost preamărit de-a lungul timpului, da? Cum a fost civilizația din Lyra, apoi din Pleiade, apoi din Vega, s-a preamărit, știi, că vai, că ce civilizație, că ce progreseau și cu nu știu ce, aici și-a făcut apariția ego. Da. Și ego nu este de la entități. Forma aceasta, da? Da. Nu ego, că eu-l interior, da? Da. Așa, și deci se numea Vaclusian când a plecat. Da. Așa, nu și este numele lui de spirit, nu? Da, nu, nu. Da. Și deci a intervenit în societatea timpurie a Omeliei, da? Care, deci, este o țară de pe o planetă din sistemul Manginis. Da. Așa, și practic a făcut harcea-parcea. Au început războaie interetnice acolo, erau de mai multe etnii, știi? Și au început o prigoană, au început războaie, au început și, deci, practic, el a fost
băgat la destrupare, da? Da. A fost luat de către entități și a fost băgat într-un aparat de destrupare care smulge sufletul din corp. Era o pedeapsă foarte mare pentru cei care făceau genocid, da? Da. Deci lui s-a pus eticheta că a făcut genocid planetar. Da, a participat. Dar nu m-a făcut chiar așa, știi? Aici am spus că entitățile au intervenit și au... El vine infestat, acolo exista deja infestare, s-au unit microbii între ei și au făcut o horă mare. Da. Așa. Da. Și nu, deci numele lui de spirit este Cimaș. Da. Da. E un nume simpatic, da? Și spune că mare parte dintre încarnări, da? Parcă s-a ascuns de el însuși, da? Da. Spune că știa întotdeauna și practic depresia asta nu e de la o viață, nu e de la 100, nu e da, de la... a fost cărată. Vinovății, spunea, a fost cărată dintotdeauna pentru că el nu s-a mai reconectat cu el însuși, s-a ascuns de el însuși. Pentru că simțea o vinovăție și o rușine cumplită de ceea ce a făcut în trecut și că n-a onorat însă și sursa și ceea ce i-a pus odată cu el, bagajul care i l-a dat ca el să facă experiențe și că a ieșit față de el însuși și față de sursă, da? Da. Se spune că întotdeauna parcă ajungea la niște vieți de împlinire în care s-ar fi putut reîntoarce, reconecta, dar era rușine de el însuși, da? Și acum înțelege, spune că tocmai rușinea asta pe care am simțit-o întotdeauna și pe care am pus-o între mine și mine, că eu fac parte și de aici și de acolo și de peste tot unde vreau să mă uit sau să fiu, spune. Da. Tocmai asta, spune, m-a ținut departe de adevărata mea formă, da? Și spune, întotdeauna auzeam o voce, așa, care spunea, zice că am o existență mizeră, că trăiesc pe un salariu aproape de nimic și câteodată trebuie să mai și fur, spune, ca să... Da. Așa că mai făcea chestii de genul ăsta, știi? Nu foarte mari, dar mititele acolo, ciupileli, știi? Și, da. Și zice, practic, cel mai rău lucru este să iei unui suflet când vine într-un sistem de încarnare, când vine într-un corp, spune, să iei conștiința de sine, să o blochezi, să o filtrezi, spune. Pentru că atunci el primește programele din jur că nu poate, nu știe și nu merită mai mult și trăiește cu asta toată viața, da? Și acum să adresează, s-a ridicat în picioare, suntem din nou la masa aceea, da? Da. Și spune... Parcă s-au apucat de mâini, parcă fac spiritism, știi? Parcă nu fac. Așa s-au apucat de mâini și de se simt unii pe alții. Spune că se releagă cu legătura din sursă. Da. Și că toți frații lui, toți prezenți aici, dacă sunt prezenți acestui program, că nu merită, că nu pot mai mult. Acel program de sărăcie, spune, da, care ne-a fost insuflat din copilărie de către părinții noștri, pentru că atât au putut și au știut, zice. Dacă nu se poate, că dacă ajungi și termin măcar un liceu și ai o meserie, spune, ești suficient și asta și zice, uite unele fete, unele dintre fete și-au depășit condiția, da? Da. Sunt nepoți și tot cei curățați și cei care au rămas necurățați, știi, sunt pe din afară și se uită și deci vor să pună iubire și împăcare, da? Spune că ei se releagă, dar nu la modul împotriva luminii sau a experienței libere, ci prin energia relației de iubire, ca să se simtă la nivel de suflet așa cum nu s-au simțit vreodată și spune că dacă unul a avut vreodată, este și mama prezentă, Gherghina, da? Așa, dacă unul a avut ceva împotriva celul la vreodată să iartă între ei, o iartă și pe mamă.
Așa și este foarte frumos procesul ăsta de împăcare, da, și de vindecare a Da. relației dintre ei și spune să țină și legătura terestră-pământească, că s-au pierdut unii de ceilalți și parcă nu s-au mai interesat, zice, dacă este iubire din sursă și iubire din inimă, spune, nu este atașament de genul că e sora mea, frate mea și așa mai Da. departe, spune. Și iartă toate păcatele, toate karmele comune, Da, tot ceea ce să și-a curețe tot sufletul în da. informație. Toate nedreptățile, toate bătăile între ei, toate junghiurile, toate așa și deci transmite frumos că s-a făcut ca o rețea vie și transmite la toți cunoscuților, la rudele lor colaterale și Da. așa mai departe. Este ca un soare natural, adaug eu, de lumină așa, care își extinde rețeaua de conștientizare, razele. Și acum să se, practic, să anuleze încă o dată toate contractele de la origine, nu Da. vreți, permisiuni, promisiuni, acorduri, înțelegeri, puncte, subpuncte, copii, oglindiri, tot să-și cheme părțile de suflet, să le purifice, tot Da. să-și, să aibă grijă de sfera formată din suflet, conștiință și spirit într-o unitate indestructibilă cu corpul și mintea fizică, cum își dau drumul la mâini. Fiecare în locația lui Da. să se conecteze cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra, cu energia pură a apei, să lese să se spele înăuntru și în afară Da. toate sistemele vii, toate celulele, să pună programul de tonus, supleție, elasticitate, Tinerețe celulară, așa, foarte. bunăstare. Așa. Să-i dăm informă, da? Așa, cum să dea informații, dar în supraconștientul colectiv, despre toate experiențele lor, despre ceea ce trăiesc în corpul fizic și acele emoții care nu mai aparțin în momentul să le iese, să se transforme în informație, da? S-a refăcut legătura și cu supraconștientul colectiv și acum cu sursa. Deci, abundența benefică, da, și inspirația și potențialul maxim a fiecăruia pe această viață. Nu mai este programe autoblocante și de neîncredere și de minimalizare, da? Și să-i dea sursei grijile, așa? Să-și ia codurile originale de lumină, să-și facă morfonul cu modelul de rescriere a programelor. Așa. Așa, cu gentuța de ieșire din Matrix și toate informațiile aferente, cu scrisoarea Da. de intenție de a se deconecta de la Mama Terra, la sfârșitul acestei experiențe. Da. Bun, și să venim aici acum cu el, să-mi spui care este diferența la gradul lui de conștientizare, la cum circulă informația, Deci așa. are un gram mai rapid de conștientizare decât fratele dinainte, da? Fluxul lui este mult mai rapid, dar urcat până la 47, 48 și urcă, da? A fost o scenă așa de frumoasă la reunificarea lui. Era ca două ființe, înțelegi, făcute una de materie, una din non-materie, care erau nas în nas, ca eschimoșii, le se atingeau nasurile și care apoi au intrat una în alta și s-au contopit și au devenit una. Și le-a plăcut modelul ăsta pentru că tot se așează în fața părților lor fizice și le-am spus ca fiecare să-i spună corpului și ființei fizice că o iubește, te iubesc, sunt mulțumit de tine, da? Da. Haideți să ne iertăm reciproc, haideți să lucrăm la unison ca o ființă completă, compactă, da? În interesul cel mai bun al fiecăruia dintre ei, da? Da. Și acum să-și facă, deci să se conecteze, să-și refacă conexiunile dintre partea energetică astrală, dintre toate corpurile, cu corpurile și mințile fizice, să-și facă torul de lumină, așa, și la treabă cu reconectarea, da? Da. Adică uitarea lucrurilor proaste, să spunem, știi? Și reamintirea lucrurilor prin potențialul din sursă, da? Da.
Da. Dacă suntem gata cu el, mulțumim și lăsăm să alinieze lin la corpul lui fizic, întreg, și ne despărțim părțile eterice una de cealaltă, tăiem conexiuni benefice, ne curățăm câmpuri morfice, semnături energetice, Da. anulăm înțelegerea pe care s-a bazat această sesiune, curățăm device-urile noastre, conexiunile folosite, locația unde s-a desfășurat această sesiune, ardem toate rezidurile, rămășițele, închidem portaluri, canale care s-au deschis. Da. Iar acum am să-ți număr de la 1 la 3, iar tu o să deschizi ochii și o să te simți bine. 1, 2 și 3 și deschide ochii.